Vă salut, prieteni! Sunt Bogdan Gamaleț și vă propun să urmărim un material care vă va pune pe gânduri. Mesaj final. În curând totul se va sfârși. Atunci numai adevărul vă va mai salva. Să nu-i asculți niciodată pe cei ce atacă mesajele de la Sfânta Treime, pentru că ei te vor distrage de la această lucrare. Ține minte, această misiune va fi atacată mai mult ca oricare alta, datorită importanței ei. Batjocura, derâderea și critica vor continua până în ultima zi, în care vei primi mesajul final. Planul de a discredita aceste mesaje se va intensifica și ura va deveni mai puternică, așa că vă rog să fiți pregătiți. Aceste mesaje nu pot fi ignorate nici de credincioși, nici de necredincioși, deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată neobservat. Ura împotriva lui Dumnezeu în lume în acest moment este pretutindeni, iar cei care proclamă cuvântul său în aceste vremuri vor suferi. Adevărul a fost întotdeauna respins încă de la începuturi, când Dumnezeu i-a trimis pe profeții săi pentru a-i avertiza pe copiii lui asupra pericolului păgânismului. Păgânismul este opusul adevărului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acele biete suflete care se închină la zei falși îl mânie foarte mult pe Tatăl meu. El este un Dumnezeu gelos, deoarece prin el au început toate lucrurile. El este atotputernic. El este un Dumnezeu iubitor, dar mânia lui este de temut atunci când păgânii îi vor infesta pe cei ce îl iubesc. Când copiii lui Dumnezeu, cei care cred în el și cei care îl adoră, prin prea iubitul său fiu, Iisus Hristos, vor încerca să se unească cu toate sufletele, toate religiile, trebuie să fie foarte atenți. Dumnezeu vrea ca toți copiii săi să se iubească unul pe altul, indiferent de rasă, credință sau națiune. Ceea ce El nu va permite niciodată este adoptarea în biserică a păgânilor de către creștini. Când aceasta se va întâmpla, păgânismul va șterge orice urmă a creștinismului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu să ia cineva adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, și să permită minciunilor să îl contamineze. Profeții lui Dumnezeu au avertizat omenirea asupra pericolului de a îmbrățișa păgânismul, deoarece acesta duce la o distrugere completă. Când aceasta se va întâmpla, națiunile care vor permite urâciunea în bisericile lor vor fi nimicite fără a li se arăta pic de milă. Nu îngăduiți ca păgânii să domine în bisericile lui Dumnezeu. Nu trebuie să uitați niciodată marele sacrificiu făcut de Dumnezeu atunci când El și-a trimis unicul Său Fiu să vă aducă salvarea. Ziua în care veți adopta practicile altor biserici care nu sunt ale lui Dumnezeu sau în care vă veți pleca în fața păgânilor, este ziua în care veți întoarce spatele adevărului. Țineți ochii deschiși și rugați-vă ca bisericile voastre să nu vă oblige să renunțați la credința voastră în Iisus Hristos. Prea iubita voastră mamă, mama salvării, timpul pentru noul început este aproape. Pe măsură ce marea încercare continuă să fie simțită, multe evenimente vor avea loc. Dușmanii din interiorul bisericii mele vor încerca, fără niciun pic de rușine, să spună că o nouă biserică mondială laică, ce îi primește pe toți păcătoșii și toate religiile, este îngăduită de Dumnezeu. Când cei din biserica mea vor îmbrățișa lumea laică, ea nu va mai urma adevărul. Dacă sunteți ucenici adevărați ai mei, credința voastră se va vedea în faptele și operele voastre. Dacă sunteți ai mei, veți rămâne fideli cuvântului lui Dumnezeu. Dacă păstrați cuvântul meu, veți urma tot ce v-am învățat. Dacă nu sunteți ai mei, îi veți blestema pe frații și surorile voastre. Dacă nu sunteți ai mei, îi veți urâ pe cei care sunt ai mei. Dacă veți crede că veți avea viață eternă fără să trebuiască să o câștigați, atunci vă înșelați foarte mult. Dacă spuneți că păcatul este natural și că doar un Dumnezeu drept și corect ar ierta toate păcatele, atunci acest lucru este adevărat. Dar dacă veți crede că viața eternă este dreptul vostru natural și că nu trebuie mai întâi să vă căiți, atunci negați adevărul.
Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Nu aș fi niciodată crud, rău, nemilos, asupritor și nu aș răni pe niciunul dintre copiii lui Dumnezeu. Dar nu voi deschide niciodată ușa către împărăția mea vreunui păcătos, dacă el nu arată remușcare pentru faptele sale rele. Când vă conduc către mântuire, deschid toate ușile pentru ca să vă pot întâmpina în ultima zi. Multe uși se deschid acum, dar puțini intră pe ele. Niciunul dintre voi nu va intra în împărăția mea dacă nu ascultă cuvântul meu dat vouă în Sfintele Evanghelii. Credința voastră trebuie să fie curată, dragostea voastră pentru ceilalți trebuie să fie adevărată și ascultarea voastră față de cuvântul meu vă va câștiga vouă darul vieții veșnice. Mulți dintre cei care se numesc pe ei înșiși creștini sunt lipsiți de loialitate față de biserica mea. Mă primiți în sfânta împărtășanie cu sufletele înnegrite. Voi ignorați învățăturile mele și tolerați păcatele pe care le considerați neînsemnate în ochii voștri. Răspândiți minciuni cu o limbă răuvoitoare despre alții și îi condamnați pe mulți în numele meu sfânt. Vi s-a dat adevărul în Sfintele Evanghelii, dar voi nu puneți în practică ceea ce ele vă învață. Dragostea mea pentru voi înseamnă că, deși mulți dintre voi nu veți câștiga mântuirea pe care am dat-o lumii prin moartea mea pe cruce, totuși eu vă voi da tuturor șansa de a vedea adevărul în timpul divinei mele milostiviri, când voi veni în fața voastră pentru a vă ajuta să vă hotărâți dacă veți accepta darul meu sau nu. Toate revoltele la care veți fi martori vor dovedi adevărul profețiilor date iubitului meu Ioan în Cartea Apocalipsei. Când veți vedea că biserica va intra în uniune cu lumea laică, veți ști că a venit timpul ca misiunea mea să adune sufletele din întreaga lume. Al vostru Iisus. Dumnezeu a început deja pregătirile finale pentru a fi sigur că mântuirea este adusă tuturor copiilor săi. Foarte mulți dintre voi nu știți ce înseamnă a doua venire și, în consecință, nu vă veți pregăti. Mulți dintre voi credeți că ea va avea loc peste mulți ani de aici înainte. În consecință, doar cei cu adevărat pregătiți vor fi gata ca să mă întâmpine pe mine, mirele lor, îmbrăcați și prezentați așa cum se cuvine. Alții vor fi adormiți, nepregătiți și confuzi. Unii nu vor crede în mine până când eu nu voi fi văzut în toate părțile lumii. Unii vor muri din cauza șocului, însă cei mai mulți vor fi plini de bucurie și uimire. Aceia dintre voi care s-au lăsat pe ei înșiși să fie înșelați, vor fi iertați dacă mă vor implora să le dau iertare. Din nefericire, mulți vor refuza marea mea milostivire, deoarece inimile lor s-au făcut de piatră, și nimic nu le poate deschide. Timpul care vine va fi plin de mari revelații și de haruri speciale revărsate peste voi. Eu voi face asta pentru a vă face din ce în ce mai puternici, astfel încât să nu vă vindeți sufletul pentru atracțiile lumești. Din ce în ce mai mulți vor deveni din ce în ce mai apropiați de mine și când eu voi vorbi sufletului vostru, voi vă veți simți pe pace în mijlocul ororii mari apostazii. Când veți fi martori ai acestei orori, voi veți fi mai bine echipați pentru a-i rezista și pentru a-i ajuta pe alții. Lumina lui Dumnezeu va străluci asupra voastră și vă promit că nu vă veți simți singuri, chiar dacă veți fi respinși de către cei care nu știu ce fac. Atunci când eu am umblat pe pământ, fariseii i-au îndepărtat pe foarte mulți de mine. Același lucru se va întâmpla și acum. Mulți dintre voi veți fi încurajați să respingeți nu numai chemarea mea din ceruri, ci chiar și învățăturile mele. Învățăturile mele nu pot fi schimbate niciodată, pentru că ele sunt adevărul și doar adevărul vă poate salva. Iisus al vostru. Copiii lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă gravitatea marii lupte care are loc între cel rău și Tatăl meu prea iubit. Foarte puțin dintre voi ați putea înțelege vreodată intensitatea acestei mari lupte care a început deja.
Îngerii din ceruri au început ultima bătălie pentru a-i distruge pe dușmanii tatălui meu de pe pământ. Pe măsură ce lupta ia amploare, în ea vor fi angrenate suflete de pretutindeni. În mod special vor fi ispitite sufletele care se află în întuneric și care nu mă cunosc pe mine cu adevărat, pentru ca ele să lupte împotriva celor ale căror nume sunt înscrise în cartea vieții. Cei care nu mă cunosc, care nu cred în mine și care nu cred că Satana există, vor privi de pe margine cum cele două armate creștine se vor ciocni pe pământ. Aceste două tabere vor aparține de bisericile creștine. Creștinii de ambele părți vor avea de suferit cea mai mare persecuție și vor fi smuciți în toate direcțiile pentru a fi încurajați să se lepede de mine. Sufletele nevinovate vor fi rănite de ura pe care dușmanii lui Dumnezeu o vor manifesta față de ele, iar Satana se va folosi de ambele părți ca de niște pioni într-un joc plin de ură, totul având ca rezultat o pustiire teribilă pe pământ. Pustiirea va fi cauzată de păcatele omului și de trădarea sa față de mine. Respingerea lui Dumnezeu, Tatăl meu, va fi evidentă atunci când oamenii vor decide să schimbe legile stabilite prin poruncile sale, pentru ca ei să le facă acceptabile în viețile lor păcătoase. Să știți că acest lucru va atrage după sine o pedeapsă teribilă. Mânia tatălui meu va crește tot mai mult, cu cât copiii săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva legământului său atotputernic. Cei care se pregătesc pentru întoarcerea mea se vor simți ca izolați într-o carceră atunci când vor fi obligați să înghită minciuni. Dacă vor refuza să accepte ereziile care li se vor băga pe gât, ei vor fi aruncați afară din bisericile lor. Cuvântul meu va fi în curând dat uitării. Toate lucrurile despre care v-am avertizat se vor petrece exact așa cum vi le-am spus. Cei care sunt orbi față de adevăr vor prefera să trăiască mai degrabă o minciună, căci le va fi mai ușor să accepte minciunile, întrucât acestea vor fi foarte seducătoare în felul în care vor fi prezentate. Erezia va fi prezentată maselor ca făcând parte dintr-o nouă constituție a bisericii mele, care nu are nimic de a face cu mine. Cu toții vor vocifera pentru ca acest lucru să fie acceptat, întrucât ei nu au fost atenți la semnele despre care au fost avertizați cu privire la perioada care precede ziua cea mare. Acum trebuie să vă pregătiți pentru această zi. Trebuie să plecați de acolo atunci când divinitatea mea va fi contestată, căci în cadrul bisericii mele de pe pământ aceasta se va întâmpla în multe moduri. Dacă vă angajați în luptă alături de dușmanii mei, nu veți câștiga. Ignorați-i! Rugați-vă pentru sufletele lor și pregătiți-vă sufletele voastre, căci în curând totul se va sfârși. Al vostru Iisus. Modul de a identifica un atac satanic este să vă uitați cum se comportă sufletele care sunt infestate de cel rău. Ei niciodată nu sunt calmi. În schimb, cu o neliniște feroce, ei vor striga obscenități, vor minți și vor urla cu furie la cei care le sunt ținta. Satana și demonii săi sunt acum într-o turbare teribilă și vor ataca pe toată lumea, pe oricine stă în calea lor și proclamă cuvântul lui Dumnezeu în aceste vremuri. Sufletele care sunt pline de aceste trăsături asociate cu diavolul, cum ar fi mândria, aroganța și un respect exagerat pentru propria lor inteligență umană eronată, vor fi primii în rând care să-i atace pe cei care conduc rămășița armatei mele. Fiecare tactică, fiecare faptă și fiecare atac verbal va fi împletit cu o ură profundă și statornică pentru sufletele pe care le vor ataca. Rezultatul atacurilor va fi întotdeauna pentru voi, victimele, ca o lovitură în stomac. Un atac satanic clasic. Când sunt aduse calomnii, acuzații false și defăimare împotriva voastră, urmașii mei iubiți, veți ști atunci că acest lucru nu poate veni niciodată de la mine, Iisus al vostru. Eu nu dau niciunui om autoritatea să judece pe altul,
să vorbească rău de altul sau să ponegrească spiritualitatea unui alt suflet în ochii lui Dumnezeu. Numai eu, Iisus Hristos, pot judeca omul pentru păcatele sale. Nimănui altcuiva nu i-a fost acordat acest drept, căci el îmi revine doar mie. Când judeci pe altul în numele meu sfânt, cu ură în inima ta, vei fi judecat de către mine după faptele tale. Când rănești un copil al lui Dumnezeu și declar că el este rău, atunci și tu vei fi judecat ca fiind rău în ochii mei. Ochi pentru ochi, aceasta va fi pedeapsa ta. Poate credeți că aveți dreptate când defăimați un alt suflet în numele meu, însă în ochii mei sunteți un dușman. Cei care se înalță pe ei înșiși în fața mea, susținând că acele cunoștințe umane ale lor în probleme spirituale îi fac să fie superiori, trebuie să știe că ei vor deveni nimic. Când vă lepădați de mine și declarați că sfântul meu cuvânt vine din gura celui rău, atunci v-ați pecetluit destinul și nu veți vedea niciodată fața mea. Îndurarea mea nu vi se poate da pentru că ați hulit împotriva mea. Avertizarea mea pentru cei care mă trădează este aceasta. Dacă luptați împotriva mea, nu veți câștiga niciodată. Tăria mea este atotputernică. Niciun om niciodată nu mă va învinge. Cu toate acestea, mulți îmi vor rupe inima încercând să concureze cu mine, să se declare a fi mai mari decât mine și să spună că au o cunoaștere superioară cunoașterii mele. Pieriți din fața mea, bărbați și femei nerecunoscătoare. Păcatele voastre de blasfemie nu vor fi niciodată uitate. Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Trebuie să îi îndemn pe toți copiii lui Dumnezeu să se unească și să se roage pentru biserica mea de pe pământ. Inima mea zvâcnește de durere în aceste timpuri, din pricina urii atât de mari manifestate împotriva creștinilor practicanți. Persecuția creștinilor va continua în toate țările, inclusiv în cele care acum au libertatea de a-mi aduce mie slavă. Creștinii vor cauza cea mai mare persecuție asupra creștinilor. Cea mai violentă flagelare a trupului meu de pe pământ se va face din interior, căci se va întoarce frate împotriva fratelui și soră împotriva surorii ei. Veți vedea în curând că noi rugăciuni vor fi declarate și ele vor fi introduse de noua liturghie. Principalele schimbări se vor referi la Sfânta Împărtășanie, care va fi prezentată ca fiind ceva ce va avea prea puțină legătură cu moartea mea pe cruce, când eu mi-am dăruit trupul pentru toți păcătoșii. Prin afirmația că Sfânta Împărtășanie înseamnă unirea întregii omeniri ca unul singur, în fața lui Dumnezeu, voi mă veți insulta pe mine, căci aceasta va contrazice adevărul. Adevărul nu mai înseamnă adevăr, pentru că mulți răspândesc minciuni, exagerează și nu își dau seama cât de ușor poate fi manipulat adevărul. Pentru că el va fi răstălmăcit în mod subtil, mulți nu vor observa schimbările care nu respectă adevărul. Minciunile vor lua locul adevărului, vor diviza rasa umană și vor crea separarea de Dumnezeu, iar acest lucru vă va duce la pieire. Să prețuiți adevărul întotdeauna, deoarece fără el soarele se va întuneca. Luna nu-și va mai da lumina ei când va veni noaptea și stelele nu vor mai străluci. În acele zile care vor semnala întunericul de dinainte ca eu să vin să îmi revendic împărăția, atunci numai adevărul vă va mai salva. Al vostru Iisus. Sunt Bogdan Gamaleț, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!